Aici sunt sarcinile și bilețelele. Să extragem câte un bilețel. Da. Să alegem câte o sarcină. Luăm toți câte un marker și mergem să deplinim sarcinile. Da. Cine a apăsat butonul? Eu! Ce s-a întâmplat? Am găsit-o pe Sara înghețată acolo, dar el era aproape de ea, la bucătărie. Dar dacă tu ai găsit-o, înseamnă că tu ești impostorul. Una din voi e impostorul? Eu îndeplineam sarcina, nu eu! Eu căutam sarcina! Eu cred că este Cristina. Eu cred că este Ina. Nu știu, eu când am ieșit din baie am văzut-o pe Ina și pe Cristina, amândouă. Și eu l-am văzut pe Alex, era lângă mine și apoi a plecat. Poate el este impostorul. Eu pe Alex nu l-am văzut deloc în partea aia, așa că eu cred că el nu e impostor. Eu cred că ori eu, ori Cristina. Eu cred că Ina sau Sofia. Eu l-am văzut pe Alex cum ieșit din camera din colț. Și te-am văzut doar pe tine și pe Cristina în partea aia. Eu pe Sofia am văzut-o de sub masa ieșe, de lângă camera lui Alex. Poate Sofia e impostor? Nu eu! Ok, deci votăm. Eu zic Cristina. Eu zic Ina. Eu zic că este Sasha. Eu zic că e Sofia. Eu zic că este Alex. Oh. Eu nu știu, eu dau skip. Eu? Eu tot dau skip. Deci și eu. Mergem să îndeplinim sarcina. Mergem mai departe. Trebuie să scriu ultimele 5 litere din alfabet. O sarcină îndeplinită! Trebuie să activez camerele. Cine a fost afară? Nu știu, n-am văzut pe nimeni, doar pe tata. Eu sunt sigur că ești tu. Ultima dată eu te-am văzut când ai intrat de afară înăuntru în casă. Păi eu din casă l-am văzut, nu puteam să fiu eu. Tu? Eu? Sau poate tu? Dar poate tu l-ai eliminat din joc și te-ai întors în casă și acum ne zici că nu ești tu, impostor. Eu activam camerele, nu sunt eu. Sofie, dar tu unde ai fost? În camera. Eu nu te-am văzut. Nici eu, nici eu n-am văzut-o. Nici eu. Aha, înseamnă că ești Sofia, impostor. Nu eu, eu îndeplineam sarcina. Atunci poate totuși Cristina. Eu? N-am fost eu afară. Eu am fost totul la bucătărie. Feriți-vă de ea, ea este. Nu, dar poate tu. Tu. Eu. Eu l-am văzut pe Alex. Prima dată că tu ești. Eu l-am văzut pe Alex când activa camerele. Nu. Dar sunt cine eu. A văzut-o din voi pe Ina? A văzut-o cineva? Nu. Să votăm. Eu zic Cristina. Eu zic Ina. Eu zic Alex. Eu zic Eugen. Eu zic Alex. Și
Dar eu zic Sofia. Oh. Deci nu a acumulat nimeni mai mult de un vot. Rămâne așa. Vedem noi cine e impostorul la urmă. Mergem să îndeplinim sarcinile. Da. Trebuie să trag în țintă. Ținta, unde e ținta? Aici. Aha, sticla. O să fac bottle flip. Yes! Înghețat afară! Oh! 1, 2, 3, 4, 5 am rămas. 5 am rămas. Aha! Eu cred că este Sofia. Eu eram în baie. Eu cred că este Ina. Dar știi tu că te-am văzut pe tine că erai afară. Într-adevăr, și am văzut că tu ai fost afară. Eu zic să votăm. Eu votez tata. Sasha. 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 Eu. Ai fost eliminat. Iese că impostorul este între noi. Da. Cine este? O să vedem. Mergem să îndeplinim sarcinile. Trebuie să rezolv exercițiul. O, iată. 8. Yes. Ești impostor? Nu. Ba tu ești! Nu te apropia de mine! Trebuie să aleg bomboane după culoarea hainei mele. De ce mă urmărești? Ba nu, tu mă urmărești pe mine. Nu veni spre mine. Eu cred că Sofia este impostorul. Trebuie să fac un selfie cu telefonul. Așa, trebuie să pun cifrele în ordine. L-am găsit pe Alex înghețat acolo. Fetele, cine din voi două? Nu eu. Nu eu. Sofia a venit din partea ce? Dar de ce din noi două, dar tu? Nu ești în joc. Eu l-am găsit. Păi tu l-ai găsit, înseamnă că tu și ești. Eu doar am bifat sarcina care am făcut-o. Eu cred Cristina. Eu cred că Ina. Eu... fie Sofia. Toate că la ambele mă gândesc. Vedem noi la urmă cine este impostorul.
Nu știu de ce, dar dacă Cristina mă crede pe mine impostor, am impresia totuși că ea este. Trebuie să aranjez fermele. Eu totuși cred că este Ina impostor. Am găsit-o pe Sofia înghețată, tu ești! A, tu ești! Tu ești! Sunt sigură că ești tu! Nu, tu ești! V-ați așteptat?